Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a reprezentat un bun motiv pentru mulți bucureșteni să-și adune familia sau prietenii și să ia masa în oraș, de această dată la terasele localurilor fast food. Sunt sărbătorită, este ziua mea astăzi și m-a scos băiatul în oraș. Până la fast food, ținerește. Am mâncat fast food. Așa ne-am obișnuit și e mai ok. Iar după o masă copioasă, oamenii au trecut la mișcare, fie pe patine, fie prin magazinele care au reduceri. Ne distrăm. Păi era dor să patinați? Da, de anul trecut. Un pic de mișcare, sunt cu familia în vacanță, în România. Ultima dată am stat pe patine, acum vreo 5 ani de zile. Ați făcut cumpărături deja? Da, chiar sunt reduce destule. Vremea mohorâtă e un prilej bun de a petrece puțin timp la cumpărături. Astăzi mi-am luat câte ceva, urechi de pantaloni scurți. Alții au ales plimbarea în aer liber, mai ales că vremea a fost mai răcoroasă. Cu plimbare, cu vaporașul. Cu familia, copii? Cu sărbătoriții chiar azi. Pentru prima dată care venim și noi să vedem cum este vaporașul. De la Pitești suntem. Ziua Marinei Române a fost sărbătorită și la București printr-o ceremonie militară și religioasă care a avut loc la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul Regele Mihai I.